Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi tocmai s-a terminat săptămâna 15 din sezonul 4 din Otto Slăbește. Pur și mai bine ați venit la singura transformare live, singura transformare documentată, singura dietă apicolă de pe tot YouTube-ul, pentru că eu consum foarte multe produse apicole. Practic, suplimentele mele sunt apicole, pentru că noi avem o afacere cu miere, o afacere de familie și aceste produse sunt extraordinar de bune. Avem suplimente apicole cu foarte multe proteine, cum ar fi polenul și păstura. Avem suplimente apicole care ne înlocuiesc zahărul care ne ajută să ținem pofta de dulce sub control, cum ar fi mierea, cum ar fi sucurile de cătină. Este singura dietă și singura transformare în timp real de pe tot YouTube-ul. Nicăieri nu o să mai găsiți așa ceva. Este singura transformare documentată în care vă prezint toate mesele pe care le-am avut în fiecare săptămână și cântarul oficial la sfârșitul fiecarei săptămâni în care ne cântărim și vedem progresul, vedem câte kilograme avem, dacă le-am greșat sau am slăbit. Până să vedem cântarul de săptămână aceasta, haideți să vedem toate mesele pe care le-am avut și tot ce am făcut să săptămâna aceasta să vă luați cea mai tare doză de inspirație și de motivație, să învățați să mâncați corect, să învățați să mâncați lucruri care au mai puține calorii, dar nu numai. Putem mânca și lucruri care au mai multe calorii. O să vedeți săptămâna aceasta am mâncat foarte multe lucruri bogate în calorii, dar am mâncat cu măsură, am făcut sport și am reușit să rămân într-un deficit caloric. Haideți să intre mesele, după care vedem cântarul și apoi ne întoarcem mai aici să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața! Începem a 15-a săptămână din singura transformare live documentată cu produsele mele apicole. Avem suplimente apicole urșilor pentru că sunt foarte bune. O linguriță de miere de rapiță, punem în cafea, să o îndulcim pentru că este foarte bună pentru organismul omenesc. Iar aici avem păstură. O să mănânc o linguriță de păstură pentru că are 30% proteină de cea mai bună calitate și mă ajută să fiu sănătos și să pun multă masă musculară. S-a făcut ora 12 urșilor, iar pentru prima masă avem două filiuțe de pâine neagră. Aici am pus două filiuțe de caștere caval din acela boschetar. Dar mi îmi place foarte mult și are cel mai puține calorii. Pe prima felie avem babic, o specialitate turcească care se găsește la Buzău. Cei din Buzău mănâncă foarte mult babic și îl prepară foarte bine. Și pentru că părinții mei au venit ieri de la târg de la Buzău, mi-au adus câteva calupuri de babic. Este foarte bun, este cruduscat așa o carne cruduscată. Vedeți, are și niște grăsime, este foarte picant. Iar pe cealaltă felie avem două tipuri de mușchi. Este foarte bun și mușchiul ăsta, este mai la un pic decât babicu, iar aici avem câteva roșii sherry. În mod normal ar fi trebuit să pun mai multe legume, să pun și castravete, să pun ardei, orice legumă până la urmă, dar nu am mai avut, așa că am pus decât câteva roșii sherry, pentru că astea au mai rămas prin frigider, dar nu este chiar ideal, era mult mai bine dacă mai multe legume pentru că legumele au foarte puține calorii. Să vedem, poate mă duc astăzi pe la Vâlcea și îmi cumpăr. Cumpărăm mai multe legume, da, facem niște cumpărături. Așadar, asta este prima masă, avem foarte multe proteine și apoi ne băgăm să facem niște sport, să facem niște cardio pe aici prin curte, niște flutări, niște genoflexiuni pentru că sările sunt închise, chiar îmi visește sala. Este a treia săptămână fără sală și este groaznic, vă zic. Ori și lor am făcut vreo 45 de minute de mers, dar vreau mai fac încă o oră, o oră și ceva, așa că mi-am făcut un suc din asta de cătină cu apă minerală. Am folosit pulpa de cătină premium cu miere, făcută de părinții mei. Foarte, foarte bun acest produs. Îmi dă foarte multă energie și mă ajută foarte mult să trag de mine, să mă mișc, să merg. Chiar dacă nu este chiar atât de greu să mergi, nu este un cardio foarte greu. La greutatea mea să merg peste două ore pe zi este destul de greu până la urmă. Și săptămâna trecută am uitat să consum acest suc, de aceea nu aveam energie. Așa că săptămâna aceasta încerc să fiu mai atent, să consum în fiecare zi și să trag mai tare. S-a făcut ora 4 și este timpul pentru următoarea masă cu Proteine avem aici sarmale. Haideți să vedem câte sarmale îmi pun. Sunt sarmale foarte bune de la Buzău. Nu știu câte sunt aici, că mai că mai le-a pus la încălzit. Ok, cam așa arată masa mea. Avem 6 sarmaluțe, sunt destul de mici, nu sunt din acelea mari ca în Ultenia. V-am zis, sunt făcute de mătușa mea de la Buzău. Și de unchiul meu, aici avem două filițe de pâine. De data asta de boromir, franzelă neagră cu maia. Este o pâine foarte bună. Am mâncat și seară. Când au venit părinții mei, au dus-o ei Ia să vă arăt aici. Are 260 de calorii parcă, 261 de calorii și 10 grame de proteină. Super tare pâinea asta. Mi-am pus și niște ardeiute din asta, făcut de ai Mănânc și astăzi destul de târziu pentru că am stat 3 ore să fac exerciții fizice. Am mars o grămadă de calorii, cred că am mars peste 1000 de calorii. La fel ca și ieri. Chiar dacă ieri a fost duminică și a fost ziua mea de relaxare, să știți că tot la fel am mers 3 ore. Sunt foarte ambiționat să slăbesc și plus de asta mă ajută foarte mult sportul, mă ajută mișcarea asta. Să fiu într-un deficit caloric, să pot mânca absolut orice îmi doresc. Sarmalele astea nu sunt cele mai bune pentru dietă, pentru că sunt destul de grase, vă dați seama, dar faptul că fac foarte mult sport și faptul că nu mai mănânc atât de mult, sunt decât 6 sarmaluțe aici, într-o farfurie mică, mă ajută să fiu într-un deficit caloric și să reușesc să slăbesc. S-a făcut ora 7 urșilor și mi-am pus aici o ciorbă de perișoare. Avem o perișoare, este ciorbiță adusă tot de la Buzău, făcută de mătușa mea. Ea o face cu mult orez, vedeți? Avem aici foarte multe legume, dar avem și foarte mult orez. De aceea nu o să mai cu pâine. de uite cât o aici. Frate, zici că sunt două felii de pâine aici. Deci are mai multe calorii orbița asta. Perișoarele nu știu de ce sunt. Probabil că sunt de porc, dar nu par grase. Așa că o să mănânc ciorba asta fără pâine. Iar la desert avem fructe, pentru că n-am mâncat fructe astăzi și nu prea am mâncat nici legume. Avem un pepene. Am luat încă un pepene. Este al patrulea pepene de anul acesta. Ia să vedem cum arată. Mhm, uh -huh. arată bine. Nu e stricat. Asta e important. Să nu fie stricat, să nu fie crud. Da, arată super bine. Mai că am acolo și îmi pune într-un castron. Da, cum ziceam, nu prea am mâncat legume astăzi și nici fructe. De aceea, la masa asta, avem aici destul de multe legume în ciorbiță. Și avem și fructe, da? Avem... Uh vreo 5-600 de grame, poate chiar mai bine de pepene și cu încă vreo 500 de grame de ciorbă. Avem iarăși un kilogram de mâncare și la masa aceasta. Poftă bună, vă doresc tuturor! Foarte bună ciorba asta, am atușit și mele de la Buzău. Are alt gust, nu știu, parcă e mult mai bună decât asta pe care o face maica mea. Și că se pune borș din la original de acolo din Buzău și are un gust extraordinar și nu știu ce mai pune în ea. Vedeți verdeața asta, nu știu, parcă și asta îi dă așa un gust deosebit. Deși mie nu prea-mi place verdeața, adică nu prea-mi place și mă dar nu are gust de pătrunjel sau de mărar. Are gust de altceva. E crașat de la borș. Și are ea un gust deosebit. Ia uita și perișoarele, nu sunt chiar așa grase. Iar aici avem castronul. Mai mai te a terminat de tăiat pepenele. <laughs> uitați cât a castronul de pepene, mi-am sus foarte, foarte mult pe pe ne avem aici peste jumătate de kilogram. S-a făcut ora 10 urșilor și avem aici niște mușchiulețe de porc pentru că mi-este foame. Avem uh, niște ceapă roșie. Mai avem și niște babic pe aici de la Buzău, pe la fund. O să mănânc doar uh, cărnița asta care e deja teată. Avem și o feliuță de pâine și la desert avem prăjitură din asta cu brânză dulce și stafide. asta este ultima masă pe ziua de astăzi. Vă urez bună, somn ușor. Ne vedem mâine, să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, urșilor! Începem ziua cu aproximativ două lingurițe de păstură. Așa arată păstura, este suplimentul meu apicol care mă ajută să pun masa musculară și care mă ferește de o grămadă de boli. Este foarte bun pentru stomac, pentru ficat și pentru o grămadă de alte afecțiuni. Aici avem miere de Rapiță, pentru că mierea de rapiță nu schimbă gustul cafelei, are un gust mai neutru decât cea de salcâm sau decât alte tipuri de miere care fac cafeaua să aibă alt gust și mie nu-mi place lucrul acesta. Am pus o linguriță generoasă în cafea, o amestecăm foarte bine pentru că mierea se tupește mai greu și începem o nouă zi cu speranțe, vom face iarăși foarte mulți pași pentru că vreau să arăt și astăzi 1000 de calorii, să slăbim mai mult săptămâna aceasta, sunt foarte motivat. Am terminat de făcut și coletele de la comenzile care au venit weekendul acesta pe site. Ia uitați ce multe colete sunt. Vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat pe site-ul nostru www.mieretv.ro să le consumați cu plăcere și multă sănătate vă doresc. S-a făcut ora 12, iar pentru prima masă avem aici niște babic. Ia uitați ce frumos arată babicul ăsta. Avem niște cașcaval de horezu. Este o brânză de fapt fermentată și sărată, cum este parmezanul. Avem aici foarte multe ridichii, avem și o roșie. O să mănânc totul cu o felie de pâine, cu un colț de pâine, pardon. Pâine neagră de boromir de data aceasta. Ia uitați cum arată babicul urșilor. Nu știu dacă ați mai mâncat. Să-mi spuneți în comentarii dacă ați mai mâncat babic. Este un mezel de cea mai bună calitate, cruduscat. La noi în zonă nu se face astfel de mezel doar în zona Buzăului am văzut și, bine, se poate face și prin Constanța, că și pe acolo sunt mulți turci, sunt influențe turcești, dar credeți-mă, este foarte bun, este picant, este carne de cea mai bună calitate, în schimb are și niște inserții de grăsime, vedeți? Am încercat să pun cât mai multe legume, nu ca ieri, și este un mic dejun foarte rapid și foarte bun. Voi mânca acum și apoi ne apucăm de treabă. Trebuie să ne apucăm să facem 3 ore de mers. S-a făcut ora 1 urșilor, am făcut deja o oră de mers. Vreau să mai fac încă 2 ore, așa că mi-am făcut aici un energizant, siropul de cătină cu miere, niște apă minerală, acesta îmi a dat foarte multă energie și mă va ajuta să-mi termin antrenamentul pe ziua de astăzi, să termin cele 3 ore de mers pe jos. Ok urșilor, s-a făcut ora 4, am terminat de făcut uh, cele 3 ore de mers pe jos, sunt uh, flămând acum, avem aici o ciorbiță de perișoare de la Buzău, este ultima porție, avem vreo 6 perișoare, avem foarte mult orez, vedeți? Este o ciorbă acrișoară, așa, foarte bună, cu leuștean, are o aromă diferită față de ciorbele făcute de maică mea și îmi place foarte mult pentru că este ceva nou. O să mănânc cu o felie de pâine, este pâine neagră de la Boromir aceasta, iar aici ca desert avem două banane pe care o să le iau sus la laptop să mă relaxez. Este foarte bine să mâncați fructe în loc de desert, în loc să mâncați tot felul de prostii, de dulciuri și aici avem o cola zero. De fapt este un Pepsi, da, un Pepsi Max care are zero zahăr. Aceasta este a doua masă pe ziua de astăzi. Poftă bună vă doresc tuturor și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 6 urșilor și am poftă să ronțăi ceva. Pentru că mă uit la un serial foarte jmecher, m-a prins foarte tare serialul ăsta și pur și simplu am poftă așa să ronțăi. Nu mi-este foarte foame. Și ce este mai bun de ronțăi decât niște fructe. Avem aici vreo. 600-700 grame de pepene. Foarte greu castronul ăsta. Pepene este foarte bun pentru că are peste 90% apă și are decât 30 de calorii pe 100 de grame. Așadar este unul dintre fructele care este cel mai slab în calorii. Plus de asta nu îmi trebuie proteine la masa aceasta pentru că tocmai ce am mâncat acum 2 ore am mâncat ciorba aceea cu 6 perișoare și au avut suficientă proteină. Oricum o să mai mănânc peste 2 ore la ora 8 o să mănânc iarăși ca să fie așa o distanță de 4 ore între mesele principale, între mesele cu proteina. Și acest castron de pepene mi se pare o ronțeală ideală. Pentru cine vrea să slăbească, bineînțeles. Pentru cine nu vrea să slăbească, cine vrea să se îngrașe, cea mai bună ronțeală ar fi oleaginoasele. Să mănânce 100 de grame de nuci, 100 de grame de fistic, caju, migdale, alune, ceva de genul acesta. Pentru că cele au în jur de 600 de calorii pe 100 de grame, față de 30 de calorii pe 100 de grame cât are pepenele. S-a făcut ora 8, iar pentru a treia masa zilei, avem 3 pulpițe la cuptor cu cartofi. Pulpele sunt fără piele, nu s-a pus deloc ulei în tavă. Ia uitați, cam așa arată tava. Avem și niște usturoi copt așa, am pus mai mai peste. Și o să mâncăm totul cu o salată de varză. salată mare de varză, cu piper, cu oțet, fără ulei, fricat așa cu sare. Foarte bună și salata asta, are foarte puține calorii. Cam asta este a treia masă pe ziua de astăzi, poftă bună, vă doresc tuturor! La desert avem niște budinci din astea de la Ehrman, cred că am pronunțat corect, nu știu. Sunt budinci proteice, le-am luat de pe Jim Beam, pentru că la Lidl nu am mai găsit budinci proteice în ultimul timp. Au tot 20 de grame de proteine, la fel ca și cele de la Lidl, tot 200 de grame. Ia să vedem aici câte calorii au. În principiu ar trebui să aibă la fel. Da, 76 de calorii, vedeți? Pe 100 de grame. Și are 200 de grame, deci avem 150 de calorii. 10 grame de proteină. Au niște valori nutriționale foarte bune. Le-am luat cu ciocolată, am luat un box, 8 bucăți. Singura problemă la ele este că sunt cam scumpe. Sunt 9 lei față de cele de la Lidl, care sunt 4 lei. Deci sunt aproape de două ori mai scumpe. Haideți să vedem cum este la gust, totuși. Ok, am desfăcut-o. Haideți să o gustăm. Aș fi foarte bucuros să fie la fel de bune ca cele de la Lidl. Consistența aia să vedem. Da, este tare. Este aceeași consistență cu budințele de la Lidl. Până acum am mâncat numai din acelea de la Lidl și au fost foarte bune. Deci mi-au plăcut foarte, foarte mult. Raportul calitate-preț și gustul este extraordinar. Mm, am ce bune și asta. Da, uh -huh, foarte bună. E foarte asemănătoare cu cea de la Lidl. Da, nu pot să-mi dau seama care e mai bună. Pentru că sunt gusturile foarte, foarte asemănătoare. Ce e interesant la budincile astea, de pe Jim Beam, adică a, acestea, vin în mai, mult, mai multe arome. Eu mi-am luat numai de ciocolată, pentru că sunt fan ciocolată, dar au mult mai multe arome decât cele de la Lidl. Mmm, ce bune. Problema este că sunt foarte scumpe. 9 no, lei o budincă din asta e destul de mult. Este un desert extraordinar, are puține calorii, are 20 grame de proteină, este fantastic. S-a făcut ora 12 noaptea, iar pentru ultima masă înainte de somn avem aici niște prăjitură cu brânză dulce și stafide. Are foarte multă proteină de la brânza dulce, nu are zahăr deloc. Cam asta este și a patra masă cu proteină pe ziua de astăzi, am avut mai multe mese. Bună dimineața, este ora 11 și începem în ziua cu o cafeluță îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. O linguriță generoasă, ia uitați aici, urșilor, îmi place cafeaua dulce și mierea mă ajută foarte mult. Suplimentele mele, apicole, sunt lipsite. bineînțeles, o să mănânc și o linguriță de păstură, pentru că este foarte, foarte bună. Afară plouă, este nasol, este o vreme căcăcioasă, cred că voi merge o oră pe bicicletă astăzi, pentru că s-au anunțat ploi toată ziua, cred că și mâine și mine o să plouă. O să fie nasol, bine că am reușit să fac la începutul săptămânii și duminică am reușit să fac câte 3 ore de mișcare în fiecare zi, pentru că uitați, acum vremea este urâtă și nu mai pot să fac atâta mișcare, atâta mers. De fapt, nu mai pot să merg deloc, trebuie să improvizăm, să mă pun pe bicicletă, deși mie nu-mi place deloc bicicleta, dar vom încerca să fac mai multe serii de câte 5-10 minute și să facem o oră pe zi de bicicletă. S-a făcut ora 12 și este timpul pentru prima masă a zilei, pentru micul dejun. Avem două filuțe de pâine integrală de secară, avem două filuțe de cașcaval, avem câteva feliuțe de babic de la Buzău. Și ca legume am foarte multe roșii cherry Mi-am cumpărat roșii cherry sunt foarte bune, sunt dulci, sunt zemoase. Ia uitați ce roșii sunt. Un mic dejun foarte rapid, bogat în proteină, avem și ceva grăsimi, avem și legume, avem și fibre, avem absolut tot ce ne trebuie. Și carbohidrați, bineînțeles, de la pâine. Nu mi-e frică de carbohidrați. Azi zis mănânc și pâine, mănânc și multe fructe. Poftă bună vă doresc tuturor! S-a făcut ora două urșilor și avem aici o mică gustare. Avem uh, niște orez cu lapte și cu ciocolată. Are 14 grame de proteină. Are mai puțin decât celelalte budinci. Ia să vedem aici. Are 180 de grame și 91 de calorii pe 100 de grame. Iar toată cutia asta are 164 de calorii. Are puțin mai multe calorii decât uh, celelalte două budinci de la Lidl și cea cumpărată de la Jim Beam. Prețul este undeva pe la 4 lei, l-am luat de la Carrefour. Haideți să vedem ce gustare, are, să vedem dacă este bun. Cam așa arată după ce l-am desfăcut. Haideți să-l amestecăm un pic. O, oh, da, are ciocolată aici la fund. Uh -huh. Vedeți, este tot ca o budincă, practic, chiar dacă este o cu lapte. Haideți să vedem ce gustare și cât de cremos este. Mm, e bun, dar nu este așa dulce. Consistența este tot ca de budincă, mm, dar nu e dulce. Și nu e dulce deloc. Foarte ciudat să mănânci așa ceva și să nu fie dulce. Da, nu cred că o să mai îmi cumpăr din asta niciodată, pentru că nu e dulce, nu îmi satisface nevoia de dulce. Consistența este de budincă, este gros așa, dar preferam să fie mult mai dulce cum sunt budincile acelea. Plus de asta are și mai puține grame de proteină, are decât 14 grame, are și mai multe calorii, deci nu aș recomanda așa ceva. Budinca asta nu m-a satisfăcut deloc, budinca asta cu orez cu lapte, Așa că voi mai mânca o budincă de la Dr. Oetker. Am cumpărat tot de la Carrefour. Este 11 lei și ceva. Are 40 de grame de proteină și 400 de grame. Are 83 de calorii pe 100 de grame. Are puțin mai mult decât celelalte budini, cele au 76, dar are mai puțin decât orezul ăsta cu lapte, pentru că ăsta are 91 parcă. Uitați, 83 de calorii, 10 grame de proteină și are 400 grame pentru care are 40 de grame de proteină. Haideți să vedem cum este. Wow, ce culoare închisă are! Așa da, chiar are o culoare foarte, foarte interesantă. Este foarte tare, exact ca bodincile celelalte. Mm -hmm. Da, e bună. E mult mai dulce asta decât orezul cu lapte. Chiar este foarte bună. Se aseamănă foarte mult la gust cu budinca de la Lidl și budinca de la Jim Beam. Mm -hmm. Mamă, mamă cât de bună e asta. E extraordinară. Oricum, cu budincile astea două, practic am înlocuit o masă. O să iau 54 de grame de proteină. Da, asta e foarte bună. Foarte, foarte bună e asta. Foarte multe proteine, la fel ca și celelalte budinci. Gustul asemănător foarte dulce, puțin mai multe calorii, este 11 lei și ceva, prețul este foarte bun, are 400 de grame, practic este dublă la gramaj față de celelalte budinci care au 200 de grame, dar preferata mea rămâne cea de la Lidl pentru că este și cea mai ieftină, singurul minus este că nu se găsește, se găsește foarte greu, după aia pe locul 2 ar fi asta, dacă ținem cont de preț, de gust, de valorile nutriționale și de faptul că se găsește la Carrefour, pe locul 3 ar fi cea de la Jim Beam, pentru că aceea este foarte scumpă. Gustul este foarte bun, valorile sunt foarte bune. O putem comanda, vine direct acasă, dar este 9 lei și are 200 grame are jumătate din cantitatea asta. De acum, din asta de la doctoratul o să-mi cumpăr, atâta timp când o să găsesc la Lidl Budinci și asta o să îmi cumpăr de acum încolo. Iar pe locul 4 este acest budincă de orez, care nu este bună absolut deloc, nu este dulce absolut deloc, are cele mai multe calorii, are cel mai mic gramaj, are cel mai puține grame de proteină și nu are un gust bun. S-a făcut ora 5 și îmi pregătesc aici o pizza pe lipie, avem foarte multe legume, avem și niște Uh, prosciutto crudo. Foarte șmecher. Avem roșii sherry, avem spanac, ciuperci, măsline. O să tai acum și niște ceapă roșie și o să pun și o aruncăm la cuptor. Și până se face pizza, o să mănânc șoriciul ăsta. Pentru că este foarte bun, foarte moale și îmi place foarte mult. Dar aveți grijă la șoricii, că are foarte multe calorii șoriciu. Ia să vedem că am luat și niște cornulețe din astea cu prune. mai ajung de prune de la Lidl. Mm, nu sunt cine știe ce. Am vrut să le gustă, vă cum sunt. Dar nu-mi plac așa mult sunt cine știe ce. Încă mai așteptăm să se facă pizza și avem aici un suc din asta, un ceai cu pepene roșu, interesant aroma, n-am mai băut niciodată, prima dată când beau. Am aici pe spate, totuși are ceva calorii, uitați, are 19 calorii pe 100 de ml, are 500 de ml și 48 de calorii la 250 de ml, deci înseamnă care are aproape 100 de calorii. Este mai puțin decât un suc normal, decât un suc cu zahăr, cum ar fi Coca-Cola sau Fanta, dar totuși este mult. Mai bine bem 0. Uh, nu este bine să ne bem caloriile, mai ales că acest suc nu are niciun fel de beneficiu asupra corpului omenesc. Și pizza de dietă pe lipie este gata urșilor, iau uitați ce bine arată, s-a cam rumenit un pic, dacă o mai lăsam câteva minute să ardea neva de tot, dar am coborât la fix și am reușit să o scot în timp util. Este foarte bună, pizza asta are foarte puține calorii, foarte sănătoasă, foarte multe legume, iar rețeta o găsiți pe acest canal de YouTube. Încercați-o și voi pentru că este foarte bună și se face foarte repede, în 5 minute n-aveți ce aruncați pe o lipie, niște legume, niște mușchi, niște cașcavalul, băgați la cuptor 10-15 minute și a e. S-a făcut ora 8 jumate și pentru masa asta avem niște ciuperci la cuptor, fără ulei, fără nimic. Aici avem niște carne de vită, am făcut-o mai tot așa la cuptor, un suc propriu, nu știu în ce e făcută. Aici avem uh, salată de sfeclă murată în oțet. Aici avem niște usturoi, niște mușdei, să punem un pic peste ciupercile astea. Și aici mai avem niște pulpe de aseară. Nu știu dacă o să mai mănânc am și pulpe, vom vedea. Poftă bună, vă doresc tuturor! Am terminat de mâncat urșilor, carnea strepită a fost extraordinară, nici nu am atins de carne de pui. Uitați cât am mâncat din carne de vită. Am mâncat-o to toată singur, tot ce ați văzut voi acolo, pentru că ai mei au mâncat deja până să mă pun la masă. Am mâncat foarte multă carne, am mâncat fără pâine și acum o să-mi iau uh, o doză de Pepsi Max fără zahăr și o să mă duc sus la laptop. Urșilor m-am răzgândit, avem aici niște vintrină ăsta roșu de la Lidl, frizante pentru că merge foarte bine cu carnea aceea pe care am mâncat-o, carne de vită. Ia uitați ce șmecher arată. Și e foarte bun. E dulce, așa, e acidulat. Bine, are și calorii destul de multe, dar asta e. Noroc, sănătate! Și la desert avem jumătate de kilogram de căpșuni, pentru că azi nu prea am mâncat așa multe legume. Sau, mă rog, am mâncat niște legume, dar am mâncat foarte multă carne și trebuie să avem digestia bună, trebuie să luăm și vitamine, minerale, trebuie să luăm și fibre. Așa că în loc de desert avem jumătate de kilogram de căpșuni. Acestea au foarte puține calorii, au 30 de calorii pe 100 de grame, asta înseamnă că avem aici 150 de calorii. Orșilor, avem aici ultimul pahar de vin. Ia uitați, am băut o sticlă, am băut cam mult, asta e. Ne jucăm valorant. Foarte bun vinul ăsta, îmi place foarte mult. Vinul ăsta de la Lidl este foarte ieftin și este extraordinar de bun. E și acidulat așa. Mai avem și câteva căpșuni. Merg bine și căpșunile cu vinul. Bună dimineața! Începem și ziua de astăzi cu o cafeluță îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță și voi mânca câteva bobițe de păstură. Nu mi este foame pentru că seara ați văzut am mâncat foarte multă carne, am mâncat cred că un kil de carne de vită, dar cu toate astea trebuie să mănânc câteva bobițe de păstură, să-mi beau cafeaua, să am energie și să începem să facem câțiva pași pentru că afară este frumos, nu mai plouă cum a plouat ieri, ieri a fost foarte urât, a plouat toată ziua. Ia uitați surșilor, am făcut și comenzile care au venit pe site, așteptăm băiatul de la fancurier, dar până atunci haideți să preparăm ceva de mâncare. Oho, aici se fac chiftele, fraților. Chiftele la cuptor, ia uitați. carne de vită și porc amestecată. Amestec. Foarte multe legume. Verdeață. Super tare. Nu le prăjim, da? Le fierbem. Le băgăm la cuptor. Și astfel sunt mult mai dietetice și mult mai bune. Haideți să pregătim ceva de mâncare. Ok, s-a făcut ora 12, iar pentru micul dejun avem două cornuri cu gem de vișine. Ia uita și moi sunt, sunt călduțe, sunate de la brutărie. Și o să mănânc cu niște gem din asta de vișine, de la Buzău. I-au trimis rudele mele, este extraordinar de bun. Am mai mancat, am mai gustat, gem de vișine 2020. Ia uita cum arată urșilor. Puu, ce e aici nebunie. Hai să gustăm un pic așa din ele, goale, simple adică. Mhm. Mm Hai că au și lei, gem. Credeam că mai trebuie. Dar o să mai am până așa un pic. Asta e gem din asta artificial, nu are nicio treabă. Cu vișina. Uitați aici gem natural, cum arată. Ia să vedem. Uitați ce culoare are gemul ăsta și ce culoare are ăsta. Mmm. Nu -hmm. Bun, Da. Super bun. Nu este un mic dejun ideal pentru că nu avem deloc proteină aici, dar azi noaptea am mâncat foarte multă carne, ați văzut. Adică azi noaptea seară, pe la 8-9, am mâncat, cred că, un kilogram de carne de vită. Și ieri, în toată ziua, am mâncat foarte, foarte multă proteină, așa că nu fac griji că să mai stau câteva ore fără proteină. Și avem aici foarte multe calorii, foarte mulți carbohidrați, pentru că deja am făcut o oră de mers prin curte și o să mai fac încă o oră sau chiar două după masa asta. Așa că o să ardem toate caloriile astea lejer, o să ardem peste 1000 de calorii astăzi și sunt foarte încrezător că până la sfârșitul săptămânii vom reuși să slăim ceva. Gata urșilor, am mâncat, a fost extraordinar, nu am mâncat de mult cornuri, dar cornurile astea au fost senzaționale pentru că au fost proaspete, au fost călduțe, am băut și o sticlă de apă. În dieta mea puteți mânca orice urșilor, atâta timp cât faceți multă mișcare puteți mânca mai multe calorii. Când sunteți sedentari și nu faceți mișcare deloc, stați de ziua în casă, pe canapea și pe la laptop, atunci nu este normal să mâncați mai puțin. Eu de asta am permis să mănânc atât de mult și să mănânc ce vreau, pentru că fac și foarte multe mișcare și la greutatea mea arăt foarte multe calorii. Urșilor, plecăm la Vâlcea pentru că avem aici două comenzi pe care trebuie să le livrez personal la clienții mei acasă. Ia uitați, avem o miere polifloră foarte, foarte bună, premium, a fost și asta premiată la Târgurile Naționale a Picole. Este foarte bună. Este super, super calitate. Numai aici la noi găsiți calitatea asta la prețurile acestea foarte mici. Iar aici avem o miere de mană. Asta este extraordinară. Este o miere foarte rară, este foarte bună pentru stomac, este premium. Am câștigat locul întâi cu ea de foarte multe ori la târgurile apicole. Mai avem aici și doi faguri. Ia să vă arăt și fagurii. Ia uita ce frumoși sunt, căpăciți, 100%, da? Foarte, foarte frumoși. Fagurii sunt 10 lei, mana e 40 de lei kg, Prețuri foarte bune. Dacă vreți și voi, puteți comanda produsele noastre de pe site, de pe și vă vin acasă în maxim 48 de ore prin fan curier și plata se face ramburs. Dacă sunteți din oraș, vi le aduc eu personal. Aici avem un Pepsi Max cu zero zahăr, cu gust de mango. E interesant gustul ăsta, nu mai băut până acum, e prima dată când beau. Haideți să mâncăm urșilor niște proteină, pentru că am terminat toate antrenamentele astăzi, s-a făcut ora 4, e târziu, mi s-a făcut foame, avem aici chifteluțele, o să mâncăm vreo 3 chifteluțe din astea, o felie de pâine, o să le mâncăm cu muștar. La desert avem o banană, și după ce mâncăm chiftelele, o să mâncăm și ciorbiță de perișoare pentru că este pe foc acum se încălzește. A făcut o mai de dimineață. Ok, oh, cam așa arată feliuța mea, de să punem și niște ketchup din ăsta Tommy. Să vedem cum iese aici. Da, super. Nu este nicio problemă dacă mâncați felul de înainte de ciorbă, cum fac eu acum nu este nicio problemă dacă mâncați fructe după masă sau fructe seara. Astea sunt o grămadă de mituri, o grămadă de tâmpenii pe care vi le bagă nutriționiști în cap. Mâncați ce vreți voi, când vreți voi, dar aveți grijă la numărul de calorii, aveți grijă să mâncați cât mai sănătos, să mâncați multe fructe, multe legume și totul o să fie bine. Doamne, cât de bune sunt astea! Sunt mai bune decât uh, acelea de curcan. Astea sunt amestec de vită cu porc. Sunt extraordinare. Poate și datorită toppingurilor. Nu știu, dar sunt mult mai gustoase, sunt mult mai pufoase, așa sunt delicioase. Așa s-a încălzit și ciorbița aia, uitați lor ce avem aici, ciorbiță de perișoare, foarte bună. Avem vreo 8 perișoare, bine sunt mici, dar avem suficientă proteină oricum. Uitați câte legume avem în schimb, o grămadă de legume, țărine de morcov, tăiate așa mărunt, ceapă, leuștean, morcov. Foarte, foarte multe legume, vedeți? Extraordinară ciorba asta. O să mănânc fără pâine, pentru că am mâncat destul de coca astăzi, nu mai întrebe coca. Trebuie totuși să avem un echilibru să nu exagerăm, să mâncăm și ciorbe, să mâncăm și legume, să mâncăm și fructe. O să mănânc ciorba asta fără pâine, după cum am zis, și după aia o să-mi iau banana și o să mă duc sus la mine la laptop. Poftă bună, vă doresc tuturor, iar noi ne vedem la următoarea masă. Hai să vedem, s-a făcut ora 8 și vreau să mănânc niște pepene. Este al cincilea pepene de anul acesta și cel mai mare, are 9 kg și ceva. Este și cel mai ieftin, l-am prins la reducere 50% de la Carrefour. În loc de 10 lei am dat pe el 5 lei pe kilogram să vedem cum arată, chiar sunt curios dacă este bun. Până acum a fost bun pe pene pe care am cumpărat. Are și pata asta galbenă, mare. Ia să vedem cum arată. Wow, mam, este cel mai jmecher de până acum. Vai de mine, cât de bine arată. Superb. Superb arată. Mamă. Mm. Extraordinar. Mhm. Uh -huh. Știu să pe Ia uitați, urșilor, cât pepene avem aici. Fai de cap meu, avem un kilogram de pepene. O să mergem acum sus să-l mâncăm și ne întoarcem într-o oră, până la nou, să mâncăm felul principal. Avem aici salată de varză. Maica mea mi-a făcut aici un sos. Ia uitați ce bine arată și sosul ăsta, fierbe. Facem chifteluțe marinate, urșilor, cu usturoi, așa, ceapă extraordinar. Aici am niște piure fără ulei, bineînțeles, nici în sos nu este pus ulei, nici în cartofi nu o să punem ulei, dar o să revenim la ora 9 cu următoarea masă. Ok, s-a făcut ora 9, urșilor, avem aici 5 chifteluțe marinate cu sos, avem piure, avem salată de varză cu niște piper și niște oțet fără ulei absolut deloc. Sunt super full de la pepenele acelea, dar trebuie să mâncăm ceva. Ultima masă cu proteină a fost pe la ora 4, așa că ne vom chinui puțin să mâncăm și masa aceasta și probabil că va fi și ultima masă pe ziua de astăzi. Poftă bună, vă doresc tuturor! S-a făcut ora 12 noaptea și o să mai mănânc un baton proteic din asta de la Barbells. Mi-am comandat încă două baxuri de batoane pentru că aceste două baxuri s-au golit. Noapte bună, urșilor! Ne vedem mâine dimineață să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, urșilor! Astăzi începem ziua tot cu suplimentele mele apicole, miere de rapiță și păstură o să mănânc și 10 pobițe de păstură și bineînțeles cafea naturală Jacobs. Haideți să vedem ce o să mai mâncăm și astăzi, ce tâmpenii și ce prostii o să mai mâncăm și astăzi și ce lucruri bune, pentru că nu mănânc chiar în fiecare zi prostii, dar astăzi avem niște înghețate în congelator pe care vreau să le degust, dar stați liniștiți ursilor. pentru că voi face și foarte multă mișcare, voi face 2-3 ore de mers, de sport și vom arde aproximativ 1000 de calorii. Mai pun puțină miere pentru că am făcut cafeaua tare. Urșilor, s-a făcut ora 11 și avem aici un mic dejun boeresc, dar în același timp este și pe fitness pentru că avem foarte multe legume. Avem două sandvișuri cu două filiuțe de cașcaval și două filiuțe de pâine integrală de velpitar. Avem câteva filiuțe de babic, este o specialitate turcească pe care au luat-o părinții mei de la Buzău pentru că acolo în zona aia se face și se găsește. Avem un nou fiert, niște ceapă roșie, multe roșii, mulți castraveți. Toate lucrurile acestea se combină extraordinar și mi îmi plac foarte mult. Și extra am mai pus niște șorici pentru că este foarte bun și mi este poftă, însă nu este recomandat la diet pentru că are foarte multe calorii. Însă eu după ce voi mânca masa aceasta o să fac foarte multă mișcare, o să ardem 1000 de calorii și astăzi și cu siguranță vom avea o săptămână bună, vom slăbi, dar vom vedea mâine la cântarul oficial. S-a făcut ora 1 urșilor și vreau să fac o pauză, am terminat prima sesiune de mers, am mers aproximativ o oră, am ars foarte multe calorii și acum este timpul pentru un desert. O să aleg înghețata aceasta pentru că n-am mai mâncat niciodată cu fistic și ciocolată. Are 216 calorii, o astfel de înghețată. Le găsiți la Lidl, este 10 lei cutia de 6 bucăți. Op, mi-a căzut să vedem. Ia uitați. Mm, foarte bună. Înghețată asta. E prima dată când mănânc din asta cu fistic. Din asta am mai mâncat. Nici din asta n-am mai mâncat. Asta are 208 calorii. Asta are 186 de calorii. Deci asta e cea mai bogată în calorii. Are 216. După cum ziceam, le găsiți la Lidl. Este 10 lei cutia de 6 bucăți. Sunt înghețate foarte bune. Foarte ieftine. Și acum am poftă să servesc o înghețată ca o gustare așa. Am făcut intermittent fasting în trecut, am mâncat o singură masă pe zi, am exclus foarte multe alimente din alimentația mea și vă pot spune că acestea nu sunt niște diete pe care le puteți ține toată viața. Veți slăbi cei drept, dar după aia vă veți îngreșa când veți începe să mâncați iarăși lucruri de genul acesta. O să mâncați foarte mult, nu o să vă mai puteți opri, o să vă dereglați iarăși, așa că sfatul meu este să aveți o dietă pe care o puteți susține toată viața, să vă faceți câte o plăcere din când în când, de 100, 200, 300 de calorii, nu să mâncați 2-3 de calorii la o masă și astfel veți putea avea o viață echilibrată, o dietă sănătoasă în care veți putea mânca ce doriți voi în fiecare zi în care vă veți putea menține, veți putea slăbi și bineînțeles nu uitați și de mișcare, de sport, pentru că este foarte important, arde foarte multe calorii, ne ajută să fim sănătoși, ne ajută să ne simțim mai bine. După ce mănânc înghițata asta, mă duc să mai fac niște mișcare și apoi ne revedem la următoarea masă. S-a făcut ora 3, acolo avem o pizza la cuptor, se va face imediat, dar până se face pizza o să mănânc un burrito din ăsta, făcut așa românește de mine. Avem o lipie, am pus două filuțe de cașcaval, niște cârnăciori, multe legume, ceapă, ciuperci, spanac, varză, puțin ketchup și a ieșit ceva de genul ăsta. Ah, și un nou. Am tras-o de la tigaie și o să mănânc cu un iaurt din ăsta de băut activ de la Pilos, de la Lidl. S-a făcut și pizza, am venit cu ea aici a sus la mine la laptop să o mănânc când mă uit la un film, la un serial. Cam așa arată ursilor. Aceleași ingrediente au fost puse și în acel burrito, numai că au fost făcute sub altă formă, trase la tigaie. Foarte multe legume, după cum puteți vedea. Când m-am apucat să gătesc, mi era foarte foame, acum mi s-a mai domolit pofta, așa că o să mănânc pizza asta mai ușor. Nu cum am mâncat acel burrito, ăla l-am mâncat imediat, l-am ras în 3 minute, dar am mai așteptat vreo 10 minute până s-a făcut pizza și foamea mi s-a Dus. O să o mănânc așa ușor, după care o să mai fac vreo o jumătate de oră de cardio și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 6, lor am venit să mai iau o înghețată din asta, asta e cu triplu ciocolată, foarte bună, extraordinar de bună și asta. Mm -hmm. Dacă vă place înghețata, vă recomand înghețatele astea de la Lidl pentru că sunt foarte, foarte bune. S-a făcut ora 9 jumătate urșilor, a trecut mult timp de la ultima masă cu proteine și avem aici o ciorbiță cu foarte multe legume și foarte multă carne, foarte multe perișoare, după cum puteți vedea și foarte multe legume. Sunt extraordinare legumele pentru stăbit și pentru a fi sănătoși, pentru că au foarte multe vitamine, foarte multă apă, foarte multe fibre. La felul doi avem câteva chifteluțe. Vedeți, avem foarte multă carne la masa aceasta, pentru că trebuie să-mi ajungă până mâine, iar nu o să mănânc până mâine, până mă trezesc, până la ora 10, 11, 12 și proteina asta îmi va asigura necesarul pentru masa mea musculară, pentru că am foarte multă masă musculară și înainte de somn este bine să mâncăm mai multă proteină pentru că urmează o perioadă în care stăm foarte, mul, foarte mult timp nemâncați. Dacă știți că o să mâncați peste 3-4 ore, nu trebuie să mâncați atât de multă proteină, da? Dar dacă știm că o să stăm foarte mult timp fără să mâncăm, avem nevoie de mai multă proteină. Avem și două feliuțe de pâine. Avem pâine din asta de secară, de la Velpitar. O pâine foarte bună care are și a proteine. Chifteluțele să ne mâncăm cu muștar și cu ketchup picant de la Tommy. Iar la desert o să-mi iau sus la mine la laptop... Dita mai bolul de pepene. Ia uitați cât de mult pepene avem aici. Cred că avem peste 6-700 de grame. Avem foarte multe legume, vedeți, avem foarte multe fructe, avem foarte multe proteine. Am mâncat și multe lucruri care nu sunt atât de bune pentru dietă, sunt interzise la dietă, cum ar fi dulciuri. Ați văzut chiar astăzi am mâncat două înghețate, dar nu este nicio problemă pentru că în dieta mea puteți mânca orice urșilor. Ori Cel mai important într-o dietă și într-o transformare este să o puteți menține toată viața, nu să stați 2-3 luni să nu mâncați pâine, să nu mâncați aia, să nu mâncați aia și apoi să începeți să mâncați până nu mai puteți opri, să vă duce să rupeți toate fast food și toate dulciurile și toate junkurile în două, să nu mai mâncați nimic sănătos, să mâncați mai prostii, pentru că v-ați abținut foarte mult timp de la niște alimente pe care vă place să le consumați. Putem să mâncăm orice, dar cu măsură, să avem un echilibru, să mâncăm mai puține lucruri care au mai multe calorii și care sunt mai bogate în grăsimi și în zahăr și să mâncăm mai multe fructe și legume, lucruri de calitate, alimente sănătoase care au multe mine, care ne ajută corpul să fim sănătoși, să facem mult sport și bineînțeles să fim într-un deficit caloric pentru că numai astfel vom putea stăbi. Putem să mâncăm orice până la urmă, dar dacă vrem să fim sănătoși trebuie să mâncăm multe fructe și legume și să fim într-un deficit caloric. Și bineînțeles să facem și sport pentru că și sportul ne ajută foarte mult pentru viața sănătoasă și pentru a fi într-un deficit caloric. Eu astăzi am făcut 3 ore de mers, a fost o zi superbă, am mers foarte mult, am ars peste 1000 de calorii. Nu mai țineți cont de toate sfaturile pe care vi le dau medicii nutriționiști, toate interdicțiile să nu mâncați să nu mâncați aia, să nu mâncați după ora nu știu care, să nu mâncați fructe seara pentru că vă îngrașă, să aveți grijă câte fructe mâncați, să mâncați fructe cu limită, să mâncați disociat, să mâncați într-o zi carne, într-o zi lactate, într-o zi fructe, cele mai mari prostii, cele mai mari aberații. Lucrurile acestea nu fac nici 5% din ce ar trebui să faceți din ceea ce este important cu adevărat să faceți pentru a slăbi. Pot să mănânc ciorbă dimineața când mă trezesc dacă vreau la micul dejun, pot să mănânc fructe seara, da? pentru că nu o să mă îngraș, nu contează ce mâncați când mâncați, contează foarte mult cantitățile și, bineînțeles, să mâncați cât mai multe fructe și legume, nu cum vă zic nutriționiștii să aveți grijă la ele, să mâncați mai puține, din contră să mâncați mai multe pentru că au mai puține calorii și să mâncați mai puțin și mai rar lucruri care sunt bogate în calorii, da? cum am mâncat eu șorici, de exemplu, ați văzut, am avut porții mici de câte 30 de grame, nu mi-am pus un kilogram de șorici și două bucăți de pepene. Invers. Un kilogram de pepene și 30 grame de șorici. Înțelegeți? Și toate sfaturile acestea și toate miturile acestea și toate prostiile, chichițele acestea vă dau peste cap, vă concentrați prea mult pe ele să faceți totul perfect și uitați ce este esențial și anume să fiți într-un deficit caloric, să, fiți, să, faceți mișcare, să mâncați multe legume, să mâncați multe fructe, vă e frică să mai mâncați fructe, nu știți câte fructe să mai mâncați pe zi, mâncați cu teamă câte un măr, câte un fruct, câte o jumătate de file de pepene, dacă trece de o anumită oră nu mai mâncați nimic sau nu mai mâncați fructe pentru că la fel aveți impresia că o să vă îngrășați. O grămadă de mituri de genul acesta și pierdeți esențialul. Nu vă mai concentrați pe ceea ce contează cu adevărat pentru a slăbi, pentru a face o transformare. Nu vă mai concentrați pe mișcare, nu mai aveți energie, nu mai mâncați suficientă proteină, sunteți într-un deficit prea mare să slăbiți prea repede și veți slăbi, la un moment dat veți slăbi pentru că vor da rezultate. Dacă țineți o dietă din aia de 1000 de calorii, 1200 de calorii, veți slăbi foarte repede, dar la un moment dat nu veți mai putea slăbi, veți pierde foarte multă masă musculară, metabolismul se va duce în cap și nu este ok deloc. Și mă amuză foarte tare, nu știu dacă mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, pentru că acolo o pun în timp real pe storiuri, unele din mesele mele pe care le am zilnic și astăzi am pus acele înghețate pe story și am întrebat dacă mai reușesc să slăbesc și săptămâna aceasta și câțiva din urmăritorii mei mi-au spus că nu o să mai slăbesc și m-am uzat teribil lucrul acesta pentru că văd acolo că am mâncat două înghețate și gata, nu o să mai slăbesc. Am mâncat două înghețate în valoare de 400 de calorii, dar eu am făcut astăzi mișcare și sport și am ars peste 1000 de calorii plus și rata mea metabolică este foarte ridicată pentru că am foarte multă masă musculară și îmi permite să mănânc destul de mult, îmi permite să mănânc undeva la 2000 de calorii și totuși să slăbesc. Mă amuză teribil astfel de oameni care habar nu au cum se slăbește, habar nu au ce fac eu în fiecare zi, probabil că nici mă urmăresc pe YouTube și văd acolo că am mâncat două înghețate și gata, o să mă îngraș, o să mai slăbesc, bla bla. Dacă vreți, puteți să mă urmăriți și voi pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că v-am zis acolo postez în timp real unele din mesele mele pe care le am și fac o grămadă de sondaje de opinie și vă întreb anumite lucruri și sunt convins că cei care mă urmăriți pe YouTube sunteți deja mai inteligenți, mai deștepți, știți cum funcționează slăbirea, ați învățat anumite chestii, motiva pe clipurile mele, ați slăbit, a spus masă musculară, sunteți alți oameni și nu mai credeți toate miturile și toate prostile pe care le vedeți pe internet. Vă urez poftă bună urși și mă așteaptă masa asta, ciorba n-ai să răcește dacă mai stau și mai vorbesc mult. Este ultima masă de săptămâna asta, ne vedem mâine cu cantarul oficial, mâine de dimineață, să vedem dacă reușim să slăbim sau ne-am îngreșat. Poftă mare tuturor și noapte bună! Haideți să vedem urșilor, tocmai s-a terminat a 15 -a săptămână, a venit momentul adevărului. Să vedem câte kilograme am. Eu m-am mai cântărit până acum o dată. 106,9. Atât mi-a arătat și prima dată. Este foarte bine. Este extraordinar de bine. 400 de grame față de săptămâna trecută. Ia uite, mi-a arătat și 106,8. Sunt 400 de grame față de săptămâna trecută și am mâncat tot ce am vrut. Este super. Adică cât de bine poate să fie. Nu vine să cred, vedeți? Extraordinar! Haideți să mergem în sus, să trecem 106,9 pe foaia mea și apoi să facem sfârșitul acestui clip. Ok, am scris aici 106,9, săptămâna 15, este un rezultat foarte bun, sunt 400 grame față de săptămâna trecută. Am mai ajuns odată, am trecut în toamnă la 106,4, la 40 de kg slăbite, însă a fost o perioadă mult mai grea decât perioada aceasta, pentru că nu făceam cardio și trebuia să mănânc mult mai atent, trebuia să mănânc mult mai puțin. Mi se pare cea mai ușoară perioadă de slăbite până acum, asta din sezonul 4, este extraordinar. Mai avem 500 de grame și ajungem la 40 de kg slăbite față de 7 ianuarie 2019, când am plecat de la 146 de kg. Dacă vreți să vedeți toate clipurile din cei 2 ani de transformare, puteți să le vedeți pe acest canal, să vedeți cât de gras eram, să vedeți de unde am plecat o să rămâneți uimiți. Asta a fost și săptămâna 15 urșilor. Ați văzut cât de multe lucruri am mâncat și săptămâna aceasta. Foarte multe lucruri interzise la dietă, dar pentru că fac foarte mult sport, fac foarte multă mișcare, am reușit să merg foarte mult pe jos în aceasta, să ard foarte multe calorii. La greutatea mea, într-o oră de mers pe jos, ard undeva între 4-500 de calorii și dacă am mers de 2-3 ore în fiecare zi, faceți voi socoteala să vedeți cât de multe calorii am putut să ard. Lucrul acesta m-a ajutat să fiu într-un deficit caloric și să slăbesc și să săptămâna aceasta. Chiar dacă n-am fost la sală, pentru că sălile sunt închise, este deja a treia săptămână fără sală. Mi este foarte dor de niște antrenamente cu greutăți în sală, dar nu avem ce face. Trebuie să așteptăm să se redeschidă. Până atunci putem să facem tot posibilul, tot ceea ce stă în puterile noastre, să continuăm să slăbim, să mâncăm cât mai sănătos, să mâncăm cât mai multe fructe, cât mai multe legume, să facem cât mai multă mișcare și rezultatul îl vedeți și voi este chiar în fața voastră, se poate urșilor. În dieta mea puteți să mâncați absolut tot ce doriți voi, atât timp cât sunteți într-un deficit caloric, este extraordinar, veți reuși să slăbiți, dar eu întotdeauna vă încurajez să mâncați cât mai puține lucruri și cât mai rar posibil lucruri care sunt bogate în calorii, care nu sunt atât de sănătoase, care sunt pline de grăsimi și de zahăr și să mâncați cât mai multe fructe și legume pentru a avea un echilibru, pentru a avea o viață sănătoasă, pentru a putea avea o activitate fizică cât mai îndelungată. Bineînțeles, să mâncați și produse apicole, să mâncați miere, pole propolis, pulpă de cătină cu miere, pentru că sunt extraordinare și practic este singura dietă în care puteți mânca absolut orice doriți voi și nu numai că vă zic chestia asta, dar vă arăt exact pe mine, pe corpul meu, astfel încât voi să fiți mai motivați, să prindeți mai mult încredere în voi, să înțelegeți că se poate, să nu mai ascultați toți prostăvanii care vă spun lucruri neadevărate, toți doctorii, toți oamenii din industria fitnessului, dacă au o diplomă asta, nu înseamnă că sunt mai deștepți, nu înseamnă că le știu pe toate, din contră vor să vă bage în ceață, vă aburesc cu tot felul de informații inutile care poate contează decât 1-2% dintr-un proces de slăbire și dintr-un proces de masă musculară, dintr-un proces de transformare corporală.

Ceea ce vă spun eu valorează 90% și pe asta trebuie să punem accent, fraților, pe ceea ce contează mai mult. Degeaba ascultați voi pe toți ăștia care au diplome, care se iau de foarte multe chestii, care contează foarte puțin și sunteți prea atenți și depuneți prea mult efort și pierdeți prea mult timp gândindu-vă să faceți anumite lucruri care contează prea puțin într-o transformare corporală. Importantă este baza, adică să fiți într-un deficit caloric, să mâncați mai multe fructe și legume pentru că astfel veți putea fi mai ușor într-un deficit caloric și nu vă veți simți mereu înfometați, veți avea mereu stomacul full pentru că ele au foarte puține calorii, să mâncați suficientă proteină și bineînțeles să faceți mișcare. Ce fel de mișcare? Ce mișcare vreți voi? Vedeți eu, merg și slăbesc, este foarte simplu. Restul sunt prostii, restul sunt aberații, chestii care contează mult prea puțin, pe care puneți accentul mult prea mult și de aceea nu aveți rezultate. Dacă v-a plăcut acest clip și vă place această serie, nu uitați să lăsați un like și un comentariu pentru că pe mine mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului și astfel clipurile mele vor fi recomandate la cât mai multe persoane, vor vedea și alții slăbirea, transformarea și vor începe și ei să se motiveze, să facă o schimbare în viața lor. Acest canal oricum nu este monetizat și nu câștig niciun leu după urma acestui canal. Canal, după urma acestor clipuri. Pur și simplu vreau să vă ajut pe cât mai mult să ajungă informația mea la cât mai multe persoane, să se motiveze și să aibă o viață mai sănătoasă, să scape de obezitate, să pună ceva masă musculară. Dacă vreți, mă puteți urmări și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV pentru că acolo postez mult mai des. Nu uitați să vă abonați la acest canal pentru că pun un clip în fiecare duminică cu transformarea mea și încă un clip pe la mijlocul săptămânii cu diverse subiecte. Și bineînțeles, activați clopoțelul de notificări pentru a vedea primul clipurile mele. Iar dacă vreți să mă ajutați financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www pentru că acolo găsiți cele mai șmechere produse apicole, 100% naturale, premiate la târgurile naționale și internaționale apicole, la cele mai mici prețuri, aveți 10 de reduceri la o grămadă de produse, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Până săptămâna viitoare, până când vom vedea ce am mai mâncat, câte kilograme am reușit să mai slăbesc sau să mă îngraș. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Eu sunt Otto, ursul vostru, v-am pupat! Dar eu sunt obișnuit deja cu tramă Și nu aștept mă salveze Obama Pregătit să rezist, să folosesc adrenalina Din anii în care asta sunt taie ca ghilotina Experimentul românesc a fost un dar Care m-a învățat cum să mărșăluiesc pe jar M-am învățat că atunci când viața pare roz o să ajung inevitabil în genunchi, în molos Cum, cât, unde o să toară Cum să zgâri pereții ca să ies din crop afară M-am scuturat de praf și ca un coregraf O să dansez cu frica, chemați un fotograf Reporter de teren, penet la CNN Că merg ușor pe apă, acum nu mă mai tem